Arestarea de către DNA a vicepreședintelui Consiliului Județean Suceava demonstrează fără putință de tăgadă că subdezvoltarea județului nu poate fi pusă doar pe seama neglijării cronice de către autoritățile centrale, ci și a perpetuării unei cleptocrații cu ramificații în PSD și PNL deopotrivă, a apreciat deputatul USR Radu Ciornei. El a mai transmis că de-a lungul anilor au fost administrații slabe, reale se urbește de un electorat sărac și captiv, care nu au făcut altceva decât să-și aruge meritele în puținele cazuri când au avut ce arăta și să arunce vina pe ceilalți atunci când au greșit flagrant, cum este cazul grupii de gunoi de pe Mestecăniș. În numele sucevenilor care m-au ales cer demisia imediată a vicepreședintelui Crețu din Consiliul Județean, cer conducerii PNL Suceava și președintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, să-și comunice cât mai curând opinia și măsurile luate în cauză. Fiecare minut de tăcere vinovată vă consfințește complicitatea la furt și la dezvoltarea voită a județului prin contracte din care vă interesează doar șpaga și nici de cum calitatea lucrărilor. Asumați-vă și greșelile, nu numai felicitările, a transmis tranșanta Raduciornei. Pe de altă parte, până la o decizie definitivă în acest caz, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Cristi Crețu, se bucură de prezumția de nevinovăție.